Promenada inimilor a adunat iubitorii de mișcare într-un cross desfășurat în centrul municipiului. În data de 28 septembrie, aceștia s-au întrunit în Parcul Central, unde au alergat cu mic cu mare. Acțiunea a avut ca scop încurajarea populației orașului să facă mișcare, ca mijloc de prevenție a bolilor cardiovasculare. Proiectul a fost realizat cu implicarea Clubului Rotary Reghin și a Fundației Române a Inimii și Forumul Național de Prevenție. Acțiune sub egida Rotary International, cu implicare în districtul România și Republica Moldova. Puneți inima la treabă, o campanie în care Institutul de Boli Cardiovasculare, sub conducerea profesorului Gaiță, s-a implicat în acest proiect foarte important. Mișcarea pentru toți dintre noi, în primul rând, se adresează adulților, care în cotidianul actual e o realitate, se fac foarte puțină mișcare. O viață destul de sedentară, stăm în mașină, stăm la birou, nu ne mișcăm și de foarte multe ori doar atunci când avem probleme ajungem la medic. E foarte important, e chiar vital să ne punem inima la treabă, sloganul sub care Rotary a gândit această acțiune. Sperăm ca implicarea să fie nu numai din partea tinerilor, ci a adulților, să conștientizeze cât de important e să facem mișcare zilnic. Scopul a fost ca să scoatem lumea la mișcare, împreună cu Fundația Română a Inimii. Am înțeles mesajul de a face mișcare, astfel fiind mai sănătos pentru noi toți, a pune inima în mișcare, și este una dintre acțiunile care fac parte din categoria sport și sănătate. Ne bucurăm că s-au adunat astăzi foarte mulți tineri și pensionari, i-am rugat să fie prezenți și multă lume, în primul rând, pentru mișcare, și cred că va ieși un eveniment frumos. La activitate, un aport important l-au avut și tinerii, care s-au mobilizat pentru a duce mai departe mesajul acțiunii. Din poziția mea, să spunem, de coordonator al Fondului Comunitar Reghin, am fost invitat să implic și tinerii cu care muncesc eu, să spunem, zi de zi. Și cu bucurie am răspuns invitația, am reușit să adunăm 20 sau 30 de liceeni care vor participa în cross-ul de astăzi, să demonstreze că tinerii vor să-și pună inima la contribuție, la mișcare, să arate cât de importantă e mișcarea, în special pentru ei, dar și pentru cei de alte vârste. Promenada inimilor a fost organizată în aceeași zi și în municipiul Târgu Mureș. Cei 100 de participanți au pornit din centrul orașului și au avut ca punct final platoul Cornești.